O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define. Fica um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define. Hei, bine am găsit un nou video cu voi aici, este Isuzuvete de Amon Fanboy-ul. Și în acest clip am să facem o comparație foarte interesantă între Dojo Challenger 7-8. Și foarte interesant va fi că o să o comparăm cu mașinuța, prima mea mașină, că deocamdată încă n-am suficient, dar o să stâng ca să o iau și pe a doua, când vreau să mai cumpăr cu una. Și da, no, acum voi cumpăra această mașină MF309, doar acestea aceeași scară cu acest Dodge Challenger. Să începem. Efectiv, hai să începem, deci diferența este destul de mai bine. Dodge Challenger are faruri rotunde. Punct, se și vede, stați numai să focalizeze. Perfect. Așa? Și asta e fără pătate, deci e o diferență destul de mare. Dați și vă seama. Și vă semnalizează astea portocabii. Și aici tot eu am făcut treaba asta că îi lipsea farul. Și am făcut cu ojul roșie. N-am oprânt ojul portocabii, din păcate. Bun, lateral. Ce putem vedea la asta, că este acoperișul făcut alb. Bine, alb și ceva scrituri, dar și pe asta îmi să vă. Iar asta este cu trapă cu tot. Cum se poate observa. Bun. Aceasta nu sunt fabricate oglinzi, dar acestea sunt și nu îmi place de o calitatea oglinzii. Privi și voi cum se mișcă în gol. Sunt foarte prost făcute, acest dolce. Deci asta nu prea îmi place, chestii. Bun, stopuri pe. Ambele sunt pătate, dar sunt diferite. Asta are stopuri pătate portocalii. Asta are un stopuri cu tot cu rampa de frână roșii. Un fel de vișiniu spre roșu, cam așa ceva. Și are și reveronul. Și bine, se scrie Dodge și aici scrie MF309, care de fapt este seria mașinii chinezești. De pe partea asta, ce să avem ștergătoare, care și la aceasta sunt reprezentate, dar mai greu. Bun, grila radiator, la aceasta din păcate nu este reprezentată. La asta. Bun, aici sunt niște detalii la linii la motor și aceasta are ceva minuțe. Așa, asta nu are rezervor detaliat. Dar și asta. Nu, asta e singurul cu capasă diferit, ca să zic așa. Uitați aici, aici se bagă benzina sau motorina. Roții VVR sunt destul de interesante. Asta avem roți. Este cu genți. Ăsta este cu genți tip stea. Și asta sunt roți normale și din păcate doar capacul ăsta aveam. E fabrică. La interior ce pot să vă arăt decât doar că asta nu pot să vezi. Îi scria geamul și nu are nici interior. Adică nu are detalii interior. Dar se poate vedea cât de cât din interior. Coi și motorul cu fricțiune care funcționează. La asta, din păcate, nu mai vezi așa ceva motor cu fricțiune și nici detalii. Adică nici calitate. Că uitați, când te joci cu ea nimic, nu se desface nimic, nu se... La asta, dacă te joci, uitați. Se mișcă parbrizul. Oglinzile se mișcă în gol. Și ușile se deschid foarte forțat. Ceea ce îmi displace. Dar, na, uitați interiorul. Mm.
Ce se vezi la interior este decât doar navigația, area de climă, semnalizările, volanul, bordul, torci. Aceeași ce, iau o evare din fabrica atâta, știu să facă evare. Uitați ce au făcut ăștia din fabrică, s-au pus vopseaua pe scaun. Și scaunul nu trebuie să fie portocaliu. Doamne ferește. Uitați ce prost se închid ușile, forțat. O grinzi se mișcă în vod, deși sunt destul de realistice părerea mea. Numai că nu-mi place că se mișcă în gol și asta e. Ai vrea că în stilul ăsta, uite uitați și voi, nu sunt prinse de opinie. Și nici nu mai insist pe treaba asta. Că se pot desface. Da, Doge, Everon de la Rio. Din partea asta, tate, deci, nu-mi place o grinzi, vedeți? Grinda retrovizoare, o dezamăgire totală. Ce nu pot vedea, nu sunt cine știe ce pragul la ușă, ca o mașină normală. Bine, dacă le punem așa pe amândouă, putem vedea baza lor. Bun, asta din tabă, după cum vedeți, scrie varianta veche. Îmi place foarte mult, numai că și scrie acolo, dar vedeți că scrie mai mai ceva și scrie mai din China și ea este tema de întreprindere de pe vremea aceea. Bine, aici avem și ăsta este motor cu ficțiunea, funcționează excelent. Și oricum o să mă apară cu o mașină de tabă, o să mai cumpăr. Și ăsta este un abțibir tot din perioada Ceaușescu, comunistă. La asta e o machetă efectiv mai nouă, pentru că na, anul ăsta am luat-o. Și ce să vezi, scrie acolo Doge, Maestro. Dar asta nu are prea bun echilibru. Da, deci 2008, Doge Challenger CV8. Și făcut cu licență, scala nou pe 25 și asta tot pe 1.24 este. Produsă de câte Maestro, cred că se poate ști. Știu de ce, e și din focus, focusează Maestro, de că o și focusat. Așa, ce bine e care și focus. Asta e cel mai tare telefon, că vechează automat focalizarea. Bun, și da, pentru cei care nu prea au văzut prezentarea ei în clipul trecut, ăsta este motorul, și acolo scrie ceva. Nici nu știu ce poate să scrie. Hemi. 6,1 litri, deci motor, tată, să te ții. Nu știu de ce americanii și englezii se obișnuiesc cu motoare așa mari. Și ați înțeles, 6,1 motor este uriaș. Nici nu m-am uitat acolo componentele motorului. Foarte detaliate, dar serios, consumă prea mult. Știu cât bani au americanii să plătească atâta din... Prețul acum este foarte bine, se vede și din tapă și ta aproape un defect, dar am rezolvat. Și acum scrie ceva. Dacă, nu știu dacă chiar scrie ceva. Nu se deschide pe bagajul și se mișcă și asta. Bă. Na, cam asta am vrut să vă spun și cu comparația printre mașinuțele acestea. Și cam asta e cu acest clip. Bye! And I'm drowning in your tears.